bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Este vineri! Doamne, este vineri! Voi vă dați seama ce se întâmplă! Doamne, ce zi astăzi este vineri! Plecăm acasă! Gata! Avem vacanță! Weekend! Două zile de vacanță! Vezi că cât privilegiu! Nu, publicul are și luni vacanță! Weekend prelungit! Și chiar o oportunitate în plus, dacă îmi permiteți, cu ocazia rusalilor și cu ocazia acestei zile libere, să urmăriți Mondel Matinal, pentru că noi suntem aici. Noi suntem aici să vă facem ziua liberă energică și mai plăcută. Așa că luni, tot noi aici. Noi venim la datorie, noi știm Normal. Știrile, știm totul, așa că vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă și când aveți liber. Da, bineînțeles, dar și ce zi o să avem luni, că de-abia aștept să comentăm ce se va întâmpla sâmbătă. Oho, vin blond. Vin blond. Păi da, nu că ai zis. Am zis-o ieri pe post, am zis-o în direct la televizor. Ar fi foarte baiurea să nu vin blond. Păi da, nu se face. Rasa ai zis nu, doar blond. Păi și noi trebuie să venim blonde dacă câștigă România, ce facem? E, aici este o problemă. Ocupă-te tu de peruci, că tu știi mai bine de unde bine, să le iei. Bine, așa facem atunci, te-am înțeles. Iar eu un blond natural platinat și un tricou al naționalei. Tricolorul nostru frumos ăla în trei culori. Ce frumos! Ce-mi place cum mi-ați ridicat mingea la fileu. Vorbim și de blond, vorbim și de mingi. Și vorbim și de o blondă. Exact, și vorbim blondă. Și de o blondă chiar acum. De o blondă căruia îi cam plac mingiile. Exact. Are niște mingi sănătoase. Și mingile băieților. Diana, prima dată! Bine! Aici să iasă Diana din ea! Nu, e Meda! Stai, să iasă Meda din ea! Dar ce se întâmplă, Diana? Ce tip de mingi? Mingi de tenis? Mingi de ping-pong? Băi, lasă-mă că mă înroșesc. Te rog, las-o dreptat, nu arunca prea mult. Nu cred că știi, săraca, despre ce mingi vorbim. Adică, ea știe despre ce, adică a trecut și a prin ele. Ce înseamnă să formăm o echipă, să fugi? Nu plusa prea mult. Că după aia vine, ajunge iară, se emoționează prea tare și iară trebuie să facem muncă de convingere. Am intru în carapacea mea, așa că nu mă destabilizez. Păi nu, ușor. Azi a zis că mingile bărbaților ok, bravo. Păi dar nu, eu mai aștept încă două pe ziua de azi. No, pe luni mai încolo. Păi dacă tot ai zis că ai intrat Meda în tine, la propriu, nu la că invers, e bine, e bine, dragii noștri, este bine, așa că permiteți-ne și nouă acest entuziasm și ne-a cam luat valul. Oricum cu valul mergem și la mare. Și o să mai vedeți vinerea viitoare abia un astfel de entuziasm pe Diana. Atunci pe o să Diana. Fie din plin. Pregătiți-vă bine, atunci stați jos, luați-vă popcorn la voi ca să fie senzație. Diana, te rog, spune-ne despre o prințesă. Ok, gata. Vorbește-ne despre o prințesă și nu orice prințesă. Despre mine. Nu, vorbește despre prințesa care citește numai cărți de credit. Adevărat. Mi se pare că ai introdus-o cel mai bine. Da, serios. Ce să mai spun. Da. Așa că mergem către Bianca Drăgușanu, care și-a găsit echilibrul în viața ei. Ce o face pe această blondă fericită și împlinită, aflăm și noi mai multe chiar acum. Uite, mă, că îi place ciocolata cu Nutella. Nu. Eu am o vagă impresie. Ciocolata, da. Voiam să spun, voiam să spun că îi place, îi plac și mingiile cu ciocolată. Și mai ales cornulețele de ciocolată. Nu mă lasă, deci nu mă lasă. Odată spusă perla. N-ai cum. Da, cornulețul da, sigur tu ai îi place. Lansat-o. Păi știu asta, zic, mă, ce să faci? Ce să-i faci, mă, ce să-i faci? Dar să știi că a fost foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte tare de ea. Exact, mi se pare, deși are atâtea operații, sunt făcute bine și așa cum e ea, overall, arată bine. Da, uite, arată tu spuneai că, bine, da. Uite, Raluca noastră a întrebat-o de dietă, de dacă mai mănânci fast food, dacă mai ai cheat days, excepții și așa mai departe. Și tu spuneai că de foarte multe ori o lua ambulanța pentru că mânca realmente, literalmente erau, o frunză. Dar erau știri recurente care anunțau exact asta, că se hrănea cu o frunză pe zi și o lua o ambulanța iar și iar. Dar și ce foarte bine, uite că de bine. Ce foarte bine să ambulanță. Păi bine că ajungea la timp. Păi dacă altfel n-ajungeam postura de astăzi. Adică n-am mai fi admirat un felul în care este. Hai să fii serioși. N-ar mai fi fost ea. Pe lângă rochia bijuterie pe care a purtat-o, a fost și ea în sine. De-aia ți-a și spus că a fost o prințesă. Echilibrul înseamnă și să nu mănânci doar o frunză pe zi. Adică asta e deja o extremă de chinuială. Este echilibrul tău, te rog. Este echilibrul tău, nu al ei. Tu nu știi cum este să fii o femeie ca ea. Cum nici eu nu știu cum și este. Punct. Nu așa știu că cum este să fii o femeie. A, o femeie, punct exclus. N-ai cum. Adică... În primul rând. Dar ce siluetă de vies pe aia. Da, este într-adevăr foarte beach body foarte forever frumoasă. Tot timpul anului. Mă întreb pe mine. Păi tocmai de-aia, că ea merge tot timpul prin Dubai, nu merge în Dubai? Ba da. Dar apropo că a zis că îi plac goșile, clătitele. Mă, n-am auzit-o să zică nimic despre o limonadă. Cred că s-a scârbit de ea.
Cred că da, cred că nici nu mai știe ce gust are. Nu mai pot. S-a săturat. Da, dar eu vă vin cu o limonadă foarte interesantă. Mm. Serios? Napoli a fost declarat orașul cu cea mai bună mâncare din lume. Dar orașul mai ascunde și alte surprize, cum ar fi limonada picioare desfăcute. Știu, nu vă pripiți, denumirea te duce cu gândul la altceva. Dar veți fi surprinși să aflați de ce se numește așa. Doamne, și ce fantezii mi-a creat când am aflat acest titlu și mi-a distrus toate fanteziile. Și ți-a distrus orice, da. Diego Armando Maradona, să-l ierte Dumnezeu, rupea, cred că, pe limonada asta și juca bine rău de tot de la bicarbonatul ăla. Bicarbonatul de sodiu. Da. Dar să știi că e interesantă combinația, pentru că, teoretic, lămâia cu apa este alcalină și te ajută la digestie, dar bicarbonatul de sodiu este pansament pentru durerile de stomac. Exact, pansament deci, gastric, corect. Da, bicarbonatul pansament gastric. Exact, da. Și asta înseamnă că cu gândul într-o altă zonă când unde am, când venim am noi să te bicarbonatul ăla. De aia l-am și invocat, elogiat pe Maradona. În orice caz, Napoli, frumos, rău de tot în Napoli. Mă enervează cumplit cârcotașii aia care merg două zile în Napoli. Ce murdari e Napoli. Că n-a fost și limonadă de asta. Am băut limonadă de asta. Da, și ți-ai desfăcut picioarele? Nu, desfăceau aia care o făceau. Păi, dar n-ai auzit că atunci când bei se provoacă... Păi da, nu mi-au spus și asta, dar... Uite cu câtă pasiune mi-au nici apucat să înțeleagă. Explodează din pahar de acolo, da. Și ți-a explodat în gură? Nu mi-a explodat chiar în gură, dar... Într-adevăr, venea, trebuia să stai mai aplicat un pic. Ai inspirat-o și ai inhalat-o pe nas? Nu, domne, că... Nu, că nu știam, atunci era mai mic. Era mai mic și nu știam că așa se așa trebuie. Asta e poziția care ți-o creează. Ai văzut, toată lumea se apleacă așa și se... Păi e ca și când ai agita o sticlă de Pepsi, de tot suc acidulat. Și bagi niște bombonele de alea. Da, bagi ceva mai puternic și atunci îți vine explozia, de băgai mentosane, nu? Da. Suc. În orice caz, recomandarea mea ar fi să meargă lumea în Napoli, în sudul Italiei, de fel, și să nu mai fie de reținut, domne, că e atât de murdar, că sunt câteva gunoaie pe jos. Asta dar e. La noi cum e? Păi aia, nu, la noi cum e? Sunt curioasă. Deci la noi e înțeles, o curățenie de nedescris. Zici că mănânci acum lingile pe jos. Da, pe asfalt, mai ales, și mănânci mai ales românii care se duc în Italia se așteaptă să fie mult mai bine ca la noi și când văd că și sunt câteva în sudul Italiei, câteva gunoaie pe jos și un pic mai murdar, pentru că sudul de fel, da, e un pic mai murdar. Decât nordul, în orice caz, e mai murdar. Nu mai bate, domne, în masă asta că ne... Păi da, aștept să spun să... Eu am mâna special, pentru că eu fac aici o incantație. Da, așa. De chemarea țânțarelor cu trompă lungă. Păi, dar nu vreau să... Asta de aia trebuie să ne ferim, că-s nociv rău de tot. Păi, sunt nociv, dar un vampir de ăsta să te muște noaptea, dar depinde de unde te muști, că nu-i așa, Diana? S-ar putea să... Ai văzut? Nu-i așa, Diana? Deja te-a luat în echipa ei. Am luat un colimator de mult. Hai că tu rezolvezi cu mine, Diana. Hai de spune care-i treaba, că mă înțelegi. Cumva o să devină treaba asta foarte... Am fost curios, țânțarul la tine... De unde te mușcă? Unde bagă trompa? Băi, eu am senzația că am sângele dulce rău de tot, pentru că țânțarii mă nenorocesc, dar pe alte persoane nu. Și dați-mi voie să vă zic și de ce cred treaba asta. Ei bine, dragilor, țânțarii ne atacă, atenție, selectiv. Nu servesc hemoglobina așa la întâmplare și de la oricine, ci au anumite preferințe. De ce sunt țânțarii mult mai atrași de anumiți oameni decât de ceilalți, vedem și noi în materialul următor. Uite, ei bine, da, de-aia ziceam un pic mai devreme că unii avem sângele mai dulce ca alții. Dar vezi că e foarte interesant, trag foarte mult la băutorii ăștia de bere. Acum că sâmbătă se întâmplă o enormă nebunie cu bere, cu mici, cu cârnați, așa, cu tot felul de nebunii. Mai puțină bere. Da. E căldură mare afară, știi cum e? Adică... Țânțăroii tot o să umble. Uite, eu cred că în Germania nu o să pese nimănui că te mai ciupesc 2-3 țânțari în momentul în care o să fie pe stadion și o să... Acum dacă vine vampirul și te-a mușcat de poponeț, acum e! E de extaz, o să-și tot tragă palme, mai prind un țânțar. Dar să știi că, uite, acum poți să-i prinzi, îi slăpești așa, îi dai pac, 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 pac și îi bagi la punguță, că mai nou se și mănâncă ăștia. În aplauze, așa, așa-i prinzi. Da, serios! Păi, dar e noua modă, știi? Adică de ce nu? Dacă tot i-am capsat, hai să-i băgăm și la grătar.
Norocul nostru cel puțin aici, uite, aici n-au intrat încă la noi în platou, aici n-au intrat încă țânțari, încă nu ne batem cu... La tine veneau, Bogdan. Poftim? La tine veneau, sigur. La mine veneau. La tine, păi tu cu sângele tău dulce și cu hemoglobina aia ridicată, tu îți dai seama? Da, și dulce așa și puternică și da. Bun, să luăm și noi o pauză de publicitate atunci, dragilor. Norocul nostru, nu avem țânțari pe aici prin zonă, dar avem multe alte știri pentru dumneavoastră, așa că rămâneți alături de noi. 5 minute și revenim. Am revenit, dragilor, bună dimineața. Suntem înapoi la Monde Matinal și avem, exact cum am promis, multe știri despre sănătate, despre vacanțe. Că na, deja a venit vara, o simțim cu toții. Se simte în fiecare stilul zi. De știri că se schimbă după sezon, așa. Păi da, cu și tu ce vrei, logic că toată lumea se gândește la vacanță, la mare, la munte, la ce mai poți să mai faci în zilele astea. Pentru că, sincer, acum și canicule, na, cam nenorocit, nu mai putem. Venit din Napoli, a băut o limonadă. Și oricum am băut, am băut-o și noi cu... Mai trișăm nu, și cu... cum să trișești cu fast food? Cum să trișești? N-ar asta... fi indicator, cum să știi? Păi nu! N-ar fi deloc indicator. Mai bine, uite, mai bine mănânci și un grătar cu mici și-ai trenat. Serios? Păi da, e tot aia. Păi cred nu că... e fast food, băi băiatule, păi e da, carne măi, pe care fetițo, o frigi, păi o, da, o pui. Și fast food-ul, măi, păi fetițo. Păi ăla-i prăjit, ăsta-i pe grătar. Ia stai, stai, ia zi ceva în defensiva fast food-ului. Că fast food-ul poate fi și un burger în care tot chifteaua aia e tot... Adevărul e că fast food poate să fie și shawarma, pe care dacă alegi cum să o faci, poate și să fie și dacă nu-i pui sosuri, poate să fie foarte sănătoasă, pizza, corect. De asemenea. Noi, noi adică numim greșit ideea de fast food a fi proastă neapărat. Fast food e doar o mâncare pe care o faci foarte repede. Repede, da. Adică nu o gătești mult timp. Problema este că toate celelalte elemente pe care le pui ca să dea gust, acolo da, e ca să fie dar și bun. Felul, dar și felul în care prepari, că e fast food, mai degrabă prăjești repede. Uite, dar știi ce mi-a plăcut foarte tare? Diana Bogdan a spus foarte clar. Micul românesc este fast food, doamnelor și domnilor, ca să știți asta foarte da. Bine. Asta deci, da. Cine vrea să-mi spună mie că băi, merg la un grătar cu familia, de fapt merge să mâncați niște fast food. Ba chiar luni eu propun regiei noastre să ne-și aducă un platoaș cu mici, să măi, serbăm. Mititelo, dă tine, vrei și tu niște da, să-l aducă după la 10 dimineața, așa că de la 8 e cam prea. Haideți și cum vă impactează sănătatea chiar acum, ca să vă dau de gândit. Well... Cum ne influențează sănătatea o dietă bazată pe mâncarea fast food? Ei bine, un nou studiu arată cum această dietă, care nu este tocmai sănătoasă, poate duce chiar în probleme durabile și irecuperabile. Cei care mănâncă cu precădere acest fel de mâncare au probleme reale. Vedem mai multe detalii chiar acum. Uite, ce? Ca să vezi, toată lumea crede că fast food-ul a apărut în America pentru prima oară. Și totuși, ca fun fact, exact, a apărut fact tocmai cultura la voastră. Noi în Europa. Ia ghici, unde? În Paris. La Paris, și dragă, ne-am și nu te aștepta la asta. Și culmea că Parisul este cunoscută pentru ce? Pentru slow food, pentru mâncare gătită, sofisticat și mult și rafinat. Și când colo, cum am mai zice noi, francezisme. Da, un fuculision, un le parisioni, uite niște... Un picioruș. Da, picioroșe te duci și mănânci, dragă, în China, lasă-mă pace. Nu, picioare de broască, francezești. Și mai spun, ce istorie, ce cultură au americanii? Păi, parte din ea ar fi fast food-ul. Ne-a poftim că nici măcar nu. Nu, a, e foarte interesant. Americanii spuneau, băi, noi avem o bucătărie foarte vastă și avem diferite french tipuri fries de ulei, și zice, de care, cum, french păi fries? Da, nu, păi asta... da, stai puțin, că ăștia-ți veniți din Franța. V-am mai povestit, v-am mai povestit exactly. Eu acel interviu al lui Tom Holland despre mâncare da, senzațional exact, fix exact. Ăla în care a zis că, uite, de ce numești tu, îl întreba pe intervievator, practic, ce numești tu mâncare americană? Tradițională. Și ăla zice, hamburger. Hamburgerul este din Hamburg. Germania, așa. Alo, ce altceva mai numești? French fries. Și privirea lui a zis totul, era... Cred din că renunț. Franța, boss. Da. Adică, știi, te-ai gândit vreodată că nimic din ce aveți voi nu este... Nu este al vostru. Există ceva al lor. Al americanilor. Popcornul expandat. Da, da, corect. Floricelele. Da, floricelele. Ah, ok, ok. Da, popcorn pentru că la ei, de la ei vine porumbul. De la cinematografie poate s-a legat cât de cât s-a de treabă. Nu, de la ei este porumbul și când au venit și au colonizat, atunci au luat porumbul indienilor... Ne-am făcut, dragilor, temele, am notat, deci și uite, am vorbit de la american, dar
Ne luăm vacanțe și cu ocazia asta putem să ne dăm seama că foarte multă lume merge în vacanțe și merge în locuri în Europa, în America, nu contează, și pentru gastronomie. Și dacă tot vorbim de vacanțe, urmează într-adevăr sezonul vacanțelor, îl simțim deja, și și sezonul concediilor. Dacă multe vedete și-au pregătit deja bagajele, pentru alții vacanța va suferi câteva amânări. Haideți să vedem și noi ce planuri și-au făcut până acum vedetele pentru această vară. Da, uite, vezi, se pare că mai sunt oameni care merg pe timpul verii în America. Mm-hmm. Nu toată lumea merge, dragă, la mare, prin Tenerife. Poate vor să vadă Marele Canion. Exact, știi? Și alții nu pleacă deloc, pentru că și asta, da, știm foarte clar, toate vedetele au muncă și nu au mereu timp. Da, lasă-mă în pace! Hai că din ce explozia putem să o dăm. Lasă-mă în pace! Păi ne-ai auzit, Iulia Albu, foarte multe proiecte. Poate spre sfârșitul anului o să ne gândim și la o vacanță. Eu am o vagă impresie că atunci a permis să-și cumpere bilet. Sau atunci a mai găsit să-și ia bilet, mai exact. Știi? Hai, lasă-mă cu asta. N-are cu cine nu mai se pot. Ducă. Da. Apropo de vacanțe, eu propun, sincer, dacă nu știi oricum pe unde să te duci. Dacă nu, da, dacă nu știe nimeni pe unde să meargă vara asta, eu propun să mergem în perioada 4-7 iulie, undeva prin Oradea. Și nu oricum și nu de ce, pentru că veți avea parte de o experiență fabuloasă datorită unui festival medieval, unde puteți experimenta o zi ca în Evul Mediu. Și da, pentru că tot vorbim de acest festival medieval ce are loc la Oradea, vă propun să vedem mai întâi niște imagini, să ne facem un pic o părere despre ce se întâmplă acolo și revenim mai apoi și cu invitatul nostru. Și pentru că am văzut aceste imagini și ne-a făcut foarte, foarte mare poftă să trăim măcar o zi sau două zile în Evul Mediu, avem plăcerea să-l avem alături de noi și pe Alex Chira, director la Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea, care ne va spune mai multe despre acest festival. Bună dimineața, Alex! Bună dimineața! Bună dimineața! Abia așteptăm, am văzut câteva imagini din cadrul festivalului și arată senzațional, arată atât de viu și atât de autentic, încât abia aștept să ne spui și tu mai multe despre ce se va întâmpla în această perioadă în cadrul festivalului. Care sunt evenimentele, care sunt atracțiile, ce se întâmplă pe acolo, care este programul? Programul este unul extrem de variat. Începem în mare forță cu o predeschidere joi seara. Este vorba de o paradă impresionantă în zona centrală a orașului, cu stăgari, cu domnițe. Este inclusiv o paradă de modă medievală, cu armuri. Vreme de două ore în prima seară, orădenii și turiștii se pot bucura de un preambul al următoarelor trei zile de festival, care sunt o nebunie. Avem peste 600 de invitați din 9 țări. Avem cel mai mare turnir de până acum cu 18 cavaleri și vreau să vă spun, exact așa cum era prezentat și în videoul de adineauri, că acele armuri sunt veritabile, adică sunt pe bune. O armură cântărește cel puțin 40 de kilograme. Există doar 3 locuri în Europa unde se mai produc armuri după metoda medievală. Să nu mai zic că una basic costă cât o mașină. Wow. Dincolo de aceste turniruri și de lupte, există activități pentru cei mici, pentru seniori. Harta festivalului este împărțită în foarte multe zone. Întreaga cetate devine gazda acestui festival, iar ce ați văzut ca și zonă de luptă și zonă de tabere medievale sunt de fapt vechile șanțuri de apărare ale cetății medievale, care în perioada medievală erau pline cu apă termală, fiindcă, după cum știe toată lumea, zona Oradea și Băile Felix este bogată în izvoare de apă termală. Aș vrea să te întreb o secundă doar, Alex, da, pentru că altfel o să ratez această întrebare. Sunt extraordinar de curios. Cine sunt persoanele care iau parte la dueluri și la turniruri despre care ai spus un pic mai devreme? Sunt cascadori, sunt actori profesioniști, sunt luptători? E un amalgam de ce ai zis tu adineauri. Luptătorii sau cavalerii pe care tu îi vezi e un stil de viață. Ei așa trăiesc. Există, de exemplu, o școală în Franța unde aceștia sunt pregătiți. Nu este foarte ușor să porți acea armură care este extrem de grea, să lupți pe un cal care este antrenat special și care la rândul lui poartă o armură. Deci acești cavaleri sunt cavaleri profesioniști, ca să numesc așa. Ceilalți din tabăra medievală sunt meșteri care la fel trăiesc tot anul așa. Sunt nomazi,
care se plimbă dintr-o regiune într-alta, care se plimbă de la un festival la altul. Sunt întregi familii care trăiesc așa în tot anul, all year long, cum spun ei. Alex, am și o întrebare. Evident că sunt și reenactors, actori, care reproduc costume, mișcări, muzică, meșteșuguri și stilul de viață din secolele respective. Am înțeles. Alex, poți să ne spui de ce activități vom avea parte noi adulți, atât noi cât și copiii? Vom vedea cai, vom putea chiar călări. Ce vom face? Cred că întrebarea este dacă putem participa și noi activ, de fapt, la astfel de, activități sau vom fi doar spectatori? Nu, există și activități, cum am zis, pentru familii cu copii, pentru copii, pentru adulți, pentru seniori. Cred că cele mai interesante sunt atelierele, unde fiecare dintre participanți pot vedea meșteșugurile din perioada medievală. Este extrem de interesant, de exemplu, avem din Toledo, din Spania, o gașcă întreagă care lucrează în fier după perioada medievală. Există ateliere pentru copii de mers pe picioroange, ateliere de lucrat în pielărie. Se poate urca și pe cai, dar zona aceasta unde sunt luptele este o zonă securizată, evident, și aceea poate fi vizionată doar din tribunele pe care le vom construi în zona luptelor. Se pot bucura de multiple concerte, vom avea zone de o tavernă medievală pe care noi așa am numit-o, unde se poate gusta mâncare sau băutură cum era ea consumată în perioada medievală. Nu știu dacă era fast food sau slow food, apropo de rubrica pe care un pic mai devreme, da. Da. Deci este un cumul de activități undeva la peste 60 în fiecare zi. Eu pot doar să invit pe cei care sunt interesați să vizioneze site-ul Festivalul Medieval Oradea, informațiile pe care le găsesc pe visitoradea.com, paginile noastre de Facebook și Instagram, și doar să vă invit, dacă Iulia Albu nu are planuri, poate vede acest interviu și va decide să vină într-un city break în Oradea. Măcar la Oradea să aibă timp să ajungă. Admir pentru câteva zile. Poate va gândi o ținută medievală. Da. Da, îți mulțumim foarte mult și cu siguranță ne-ai trezit interesul și mai mult ca sigur majoritatea dintre noi. Vom fi cu siguranță acolo. Îți mulțumim! Mulțumesc și eu pentru invitație! Noi acum mergem mai departe și dacă tot am vorbit despre cavaleri, despre castele, eu zic să mergem și pe Valea Loarei și da, este vestită pentru zecile de castele care se întind pe firul fluviului. Dar să știți că avem și noi ceva așa similar. În Transilvania sunt încă în picioare 150 de biserici fortificate, tot un fel de castele până la urmă. Vă prezentăm câteva dintre ele chiar în momentele astea. Și superb și cu cap am venit această știre chiar după ce am vorbit și despre Oradea și aș îndemna pe toată lumea la un singur lucru. Vizitați România sau vizitați și România. Dar să știi că sunt foarte mulți români care chiar pe timpul verii vizitează foarte mult și nu numai. Dar știți, adică că Oradea oricum a fost, să zicem, relativ recent refăcut orașul și chiar merită să mergi acolo și să-l vezi. Eu una n-am ajuns, așa că m-a îndemnat și pe mine. Mi-ai amintit să mă duc să vizitează Oradea pe 5. Oradea, Sibiu, Timișoara, duceți-vă exact, peste Cluj. Tot, pentru că sunt într-adevăr bijuterii aceste orașe și merită să le vedem. Da, luați România la rând până la urmă. Și în sfârșit, pe lângă noi, să amintim și că tot mai mulți străini încep să-și facă concedii prin România și nu la mare, ci concedii pentru a vizita zonele astea exact de care spuneați, Transilvania cu Sibiu, spre Cluj. Avem atât de multe zone frumoase, sincer. Da, pe care nu le găsești nicăieri în altă parte, numai la noi. E asta, faci în timpul liber, te super relaxezi. Apropo că ai zis de cazane, ia du-te tu la dacii noștri de acolo. Liber deodată. Du-te la Decebal. Mă duc direct la Decebal. Rămâneți cu noi, vom lua o scurtă pauză, însă atunci când revenim o să vă spunem cum se relaxau dacii liberi atunci când nu lucrau și aveau și ei ceva timp să se relaxeze. Să vezi de ce activități aveau ei parte imediat. Și am revenit, dragilor! 3, 2, 1 și... Bună dimineața!
dimineața! V-am promis că hai la că un moment dat, după o lună de zile, da, o să reușească că treaba asta. Nu că m-am gândit să o zbărcesc. Da? Da. Ai intenție, cu rea voință. Cu rea voință. Ai făcut-o intenționat. Dar n-ai făcut-o. N-am făcut-o, mă, mi-a fost milă de voi. Ai suflet de vioară, mă. Ce am suflet? De vioară. De ce? De vioară. Da, cântă frumos vioara, nu? Nu, pe aia zic. Nu mă ține la la familia asta noastră, micuță, dar familia asta. Măi, știți că noi am vorbit mai devreme de tot felul de deplasări, de dintre astea? Ce trece prin gând, mă întreb așa? De deplasări, că nu mergi... Deplasare, fac, păi ca să te duci în vacanță, trebuie să te deplasezi. Deplasarea mă duce cu gândul... La muncă, da, la muncă, așa, da, să... A, nu, eu m-am gândit că, domne, când pleci în vacanță, te deplasezi. Adică, practic, logic așa este. Practic, da. Practic, trebuie să-ți miști picioarele ca să ajungi în locul în care ți-ai propus. Dar, uite, m-am gândit că poate facem o excursie până în Londra. M-aș bucura, mi-ar plăcea, mi-e foarte dragă. Păi da. El a fost de curând, trebuie să mergem și noi. A fost de curând, da. S-a scârbit, nu mai are chef. Lasă că noi încă nu ne-am scârbit, noi vrem să mergem. Da, măcar să avem ocazia. Ce să facem în Londra? Ce să facem în Londra? Da. Păi uite, este un... se întâmplă ceva interesant. Ceva mare. Îmi place zâmbetul, e ascult ceva, ascult da, de... Ceva așa, nu... E așa interpretabil. Stai să afli, stai să afli. Mâine se deschide la Londra o expoziție dedicată top modelului Naomi Campbell. Expoziția Naomi in Fashion prezintă cariera uneia dintre cele mai recunoscibile chipuri din industria modei prin intermediul unor ținute emblematice prezentate de-a lungul anilor pe podiumurile de defilare, precum și prin intermediul influenței și activismului statului britanic. Iată o legendă a fashion-ului și nu numai, și activismului, și faptul că ea a fost primul model de culoare care, iată, s-a impus în lumea asta a fashion-ului. Și încă rămâne un punct de reper, un model consacrat, un model în sine, la propriu și la figurat. Și ce vreau să amintesc este vârsta ei, remarcabilă, are 54 de ani și se menține atât de bine. Și o mămică proaspătă. Da? Întrebarea mea, întrebarea mea de om care nu este neapărat pasionat extrem de tare de domeniul ăsta, ea defilează în această prezentare de modă sau sunt alte modele care defilează în, cred că din ambele, omagiu, într-un omagiu pentru ea? Nu, eu cred că ea vine special ca invitat. Este făcut okay, special, pentru că ea este omagiu. Okay. Adică nu îi particip la propriul tău omagiu. Particip cu imagine. Neapărat. Ea fiind model și asta fiind o colecție dedicată ei și despre ea, nu cred, adică nu aș fi surprinsă să o văd și pe ea însăși defilând într-una, două, în câteva. Cred că și ai parte din spectacol, adică e un pic din amândouă. Mă, nu știu. O presupunere, acum o să vedem. Asta sau mai ne mai documentăm un pauză. Da, asta e părerea ta. Eu, din ce am mai văzut eu pe la astfel de... Părerea mea de om din industrie. Prin Milano, până Paris și pe unde am mai... S-ar putea să te surprindă, dar tu nu prea știi mie trecutul. Și pe unde? Unde este ultima conferință, doamne, am vrut să-i conferință. Ultima întâlnire, prezentare de modă. Că nu este pentru urechile tuturor. Unde a fost prezentarea de modă? Da, zi-ne mai bine unde să mergi, unde o să mergi tu, dragă. Eu am zis așa, ca om din industria asta să dau o părere. Da, păi uite... Tu ai fost în Anglia cu de curând. Am fost de curând în Anglia, nu mă mai întorc foarte curând. N-am văzut-o pentru că, după cum știm, Kate este... Păi tocmai a avut o apariție. Sau tu n-ai fost în perioada în care a avut ea apariția? Păi da, cred că a fost a apărut după ce am dispărut eu. Și acolo e o confuzie, că nu mai știi ce e real și ce nu e real. Da, pentru că am avut aceste momente cu Casa Regală, care am ușamalizat foarte tare până la declarația ei, cum că ar suferi de o boală, și anume de cancer. Dar dacă tot am vorbit despre Anglia și rămânem în Anglia, ei bine, Kate Middleton, prințesa de Wales, îi aduce un omagiu soacrei sale, prințesa Diana, purtând de-a lungul anilor ținute inspirate de ea. De la căsătoria cu prințul William, moștenitorul tronului britanic, până în prezent, Kate o elogiază prin eleganță pe regretata ei soacră. Mi se pare superb și mi se pare o onoare pentru Kate că a preluat practic, și uite asta nu știam, a preluat practic acest titlu de prințesă de Wales de la prințesa Diana în momentul în care aceasta... I-a predat ștafeta practic, da. Lady Di a predat lui Kate ștafeta. Da, o superbitate, o femeie cu o alură pe care nu o să mai vedem de acum încolo, nu o să mai vedem niciodată. Diana a fost unică și unică va rămâne și, într-adevăr, ea a fost prințesa inimilor tuturor oamenilor. Exact, așa, da. Cum s-a intitulat și ea. Și prima care a avut o deschidere imensă către public. Până la urmă, deschidere către public, că ceilalți erau reticenți. Da, și o apropiere de asta, dacă vreți, informală, cumva, foarte, ea spune, era apropiată informală de oameni, nu în modul în care este casa regală, că și asta fix
asta era provoca total o destabilitate. Exact, da, provoca o destabilizare a casei, da, a casei regale. Se apropia de ei, iubea toate ființele și era acolo în miezul lor, le atingea, le saluta direct, pe când ceilalți salutau de la distanță. Din caleașcă, din balconul palatului Buckingham, da, în orice caz, nu printre oameni. Suntem cu oamenii, dar noi stăm acolo, la balcon. Ne bucurăm pentru că Kate face chestia asta și merge printre oameni și îi ține memoria aprinsă constant. Îmi place că Diana a inițiat și Kate duce mai departe. Păi trebuia să ducă una din noror, să mă ierte Dumnezeu, că dacă una s-a retras... Și cum una nu prea mai e noră, și cum una dintre ele nu prea mai e noră oricum, că... Cum să nu fie noră? Păi nu prea mai este, adică nu de mai este... Deci a divorțat Harry? Păi nu, dar nu mai este în plan regal, să spunem păi așa. Dar nu contează, tot noră este, că fisul tot băiatul lui Diana rămâne, adică ce-i? Ei, de punct de vedere sângelui ăsta este... Nu mai faci, păi da, și prințesa Diana, după ce a divorțat de Charles, a ieșit din casa regală. Corect. Ea n-a mai păstrat titlului, s-au luat toate titlurile păi, ei, numai că oamenii în continuare au susținut că ea este prințesa Diana. Percepția oamenilor o schimb mai greu. Adică ea a lăsat acolo în urmă, clar, o memorie puternică. Super, dar vorbim de controverse, ne mutăm puțin din regalitate către și noi. O să-i placă Medei foarte, foarte tare, pentru că este subiectul preferat al ei și subiectul care ne-a cam ținut... Al vostru este actualitatea zilei, că și uite, l-avem și în spate. Vorbim despre asta. Da. Ne întoarcem, ghiciți unde, la Babașa, care a făcut furor la concertul Coldplay, chiar dacă inițial a fost criticat de către public. Ei bine, acum el a avut ocazia să-și prezinte partea de adevăr în cadrul unui podcast susținut chiar de Damian Drăghici. Da, am zis deja multe păreri, ne-am dat cu părerea, ne-am stabilit o poziție clară în acest scandal. Cred că ne-am repetat foarte mult reluând acest subiect, așa că vă dau cuvântul. Nu, și eu sincer mă declar foarte afectată în urma ascultării lui la podcast și chiar cred că o să mă duc apoi și o să-l ascult integral. Știi ce mă gândeam acum? Că dincolo de părere, adică dai subiectivismul ăsta la o parte și încerci un exercițiu de empatie, adică te gândești cum totuși, se simte omul ăla? Cum e să te simți, să te huiduie atât de multă lume? Adică cum, duci chestia asta? Personal nu știu că aș fi leșinat. Adică te gândești așa, măi, indiferent de părere, dar să fii huiduit de o masă de oameni, mi se pare, nu știu, greu de suportat uman. Păi, cam asta se întâmplă în toate spectacolele antice, spectacolele medievale, adică oamenilor, gestul, dacă nu le plăcea ceva, aruncau cu roșii, cu ouă, pur și simplu. Adică noi n-am evoluat cu absolut nimic. Dar nu mai suntem în... Asta e, că alea a fost acolo, astea sunt la câte 100 de ani. Bogdan, iartă-mă, dar noi n-am evoluat cu nimic ca omenire. Ne-am evoluat din punct de vedere științific și s-a schimbat, nu mai trăim în corturi, trăim în case de cărămidă. N-am avea totuși o scuză, că ne socializăm destul de repede și avem tot ce ne trebuie, dar aici e o alegere să te întorci la partea ta animalică. Hai că ne-am obosit cu foarte mult acest subiect și e bine să nu ne mai dăm cu niciun fel de părere, pentru că lucrurile deja s-au liniștit și ne bucurăm pentru el că și el s-a liniștit. Și haideți să vorbim, dacă tot am zis, despre antichitate și despre cum era prin Evul Mediu. Oamenii de atunci care sunt ca acum. Da? Să știi că așa este. Aș vrea să vorbesc un pic despre antichitate. Spre exemplu, ce făceau dacii liberi atunci când aveau timp liber? Asta pentru că așa se simțeau chiar dacă romanii erau pe teritoriul nostru. Ei bine, se relaxau în băi publice, asistau la spectacole și în amfiteatre și jucau toată ziua jocuri de noroc. Ocupații, ocupații și iar ocupații. Dar ne mai trebuie și ceva să ne mai distrăm, să descoperim tot felul de lucruri. Și iată că descoperirile arheologice certifică asta. Da, uite, și așa încântat am fost să dau această știre cu dacii și știți de ce? Pentru că în mine recunosc că trăiește acest dac liber și asta nu oricum, pentru că da, mă cheamă Meda și Meda a fost fica lui Decebal. Iată. De-aia am ținut morții și mă bucură foarte tare. A, nu tu. Nu, dragă, nu eu. A trăit aia, a murit de mult. E oale și ucele, ce vrei să spui. Găsește, poate spiritul acelei Mede rămâne încă în ea și este Meda contemporană care aduce aminte de Meda dacică. Da! Poate o fi. Hai, că a fost așa o descriere. Mă simt un dac liber la feminin. Mă simt un dac liber și Zamorc se știe foarte bine. Un dac liber. Poftim? Ce părere ai? După ce ai aflat despre activitățile lui. Și alegea roman. Roman, zici tu. După 106 și alegea sigur un roman. Mai să știi, dacă ar fi să dau timpul înapoi și făcând o retrospectivă asupra societății de atunci, măi, romanii erau interesanți, dar ei erau cu epilat,
băiatul, cu chestia, adică aveau niște cusururi pe care eu ce, personal nu le agrez. Mie îmi plac bărbații apăruși, tata. Asta vreau să văd și cum dacii liberi erau păroși, deci clar aia mi-ar fi plăcut în continuare. Dar după aia i-au cizelat, i-au luat romanii și i-au cizelat și le-a zis, uite mă, radete. Romanii mi-ar fi plăcut mai mult romanii, că vorbim despre lucrurile astea. Da, bine, dar noi între timp urmează să luăm o scurtă publicitate, dar rămâneți alături de noi pentru că urmează să vă dăm o știre absolut fantastică despre o doamnă care e ghici și a dat demisia tocmai pentru că era plătită și nu muncea nimic. Așa că așa rămâneți alături de noi după o scurtă publicitate. Și am revenit, așa este? Strigarea? 3, strigarea. 2, 1 și... Bună dimineața, ce faceți? De ce nu vorbești, Bogdan? De ce nu spui bună dimineața? Bună dimineața, dragilor, am revenit la Mondel Matinal. Am zis să mai țin un pic pe jar. Să ne mai ții puțin pe jar. Măi copii. Această introducere ca să mai fie și surpriză, că după aia când se obișnuiește lumea. Și de altfel nici nu a ieșit în cor decât o singură dată. Păi dată e clar, tu îți dai seama. Dar ai văzut că el ne-a dat nouă. Hai fetelor, faceți că eu stau aici, șmecher frumos pe scaunul meu. A pledat microfonul, ziceți voi. Da, hai, de zi o trei și bună dimineața. Apropo, dar ne-am trezit, gata, e ok, da, e bună dimineața așa asta. Este. Bună dimineața. Bună de dimineață să vă fie. V-am spus înainte de publicitate că urmează să vorbim despre o cucoană. O doamnă, care... o duduie, care, ce credeți, domnilor? Ea a zis, băi, nu mi se pare ok că muncesc așa. Puțin. Adică nu muncesc puțin și primesc bani mulți. Puțin spre deloc. Mie nu mi se pare normal. Și ce a zis, să renunțe, să-și dea demisia? Păi nu știu, vreți să vă zic? Da, te rog. Păi, de că pe mine m-a scandalizat, serios. O femeie a dat în judecată compania la care lucra pentru că, deși își încasa salariu, nu i-a atribuiau nimic de muncă timp de 20 de ani. Da, ați auzit foarte bine. O raritate. E revoltător de-a dreptul. Mi se pare revoltător și eu. Și eu aș fi extrem, extrem de consternat să nu muncesc nimic și să primesc niște bani. Hai, dă-o, Doamne, iartă-mă! Cred că știi de ce s-a frustrat ea și s-a revoltat foarte tare. Pe fondul ăsta sensibil, că ea știindu-se cu atât de multe probleme, îi se părea că e discriminată, că e pusă la o parte, că nu e luată în seamă. Dați-mi și mie voie să zic ceva. Diana! Atunci. Stați un pic, că n-am... Vai de viața mea, tu realizezi ce ne-ai spus acum, că a făcut săraca femeie depresia. A făcut depresie. Încercam să o înțeleg dacă îmi dai voie. Hai băi, lasă-mă cu înțelesul. Adică tu că vrei să spui mie... Că o să veniți în ofensivă. Hai, imediat. Lasă-mă. Adică eu o să iau depresie. Dacă o să n-am, stau acasă. N-am nicio șansă. Și o să primesc niște mii de euro așa fără să fac nimic. Nu se face. Așa 20 de ani. 20 de ani am nevoie să primesc salariu, stau acasă frumos și o să fiu foarte depresivă în timp ce o să mă plimb prin lume și o să cheltui foarte fericită salariu. Băi, da. Problema este ce fac cu atâta timp liber până Doamne la urmă. Doamne ferește! Să afară, să dorm. Nasol, dar n-am fost în poziția ei ca să vedem cum este să te simți așa și ca să putem să avem o părere de-a dreptul pertinentă. Și nici nu o să ai cum, dragă mea. Doamne, auzi, dar apropo de păreri pertinente, dacă era așa, simțea așa exclusă, de ce nu și-a schimbat, dragă, locul de muncă? Păi asta, păi asta a făcut. Asta a făcut. Păi asta face, după dar 20 i-a dat și judecată. Păi după 20 de ani? După 20 de ani. După 20 de ani, tăticule, ce ai făcut 20 de ani? A fost încercări și ea simte că a fost împinsă să demisioneze. Inițial s-a dus la... 20 încercări timp de 20 de ani, inițial voi realizați un pic. Inițial s-a dus la CEO, eu îmi imaginez așa, ca un sketch, s-a dus la CEO și a zis... Știți, mi se pare că fac prea puțin pentru cât mă plătiți. Nu fac nimic. Practic... Vin și stau degeaba 8 ore și plec acasă. Dar aparent nu îi dădeau să facă. Imaginați, poate o puneau să lucreze și de acasă. Da, măi, eu ce să zic acum? Mai zic să scriem un mail și să o întrebăm exact care este situația, zine și nu, ca să știm să putem să avem o dezbatere mai pertinentă. Dacă tot avea atât de mult timp liber și s-a gândit abia după 20 de ani să-și ia un job nou, eu aș fi propus să se apuce de grădinărie, să-și ia o roabă. De grădinărit? Ce random. E total. Ce random, da, cam random. De grădinărit cu roaba. Ce să fac acum? Mă mut păi în grădină. Da, ca să poți să-ți iei frumos pământ, nisip, să-ți aranjezi și tu grădina. Păi te bagi în construcții deja. Poți să faci construcții dacă vrei. Dacă ți-e o roabă cel puțin. Cu salariul pe care l-a avut și îl punea frumos deoparte și ia uite cum își făcea femeia singură un business al ei. Un business al ei și construia poate și cea mai mare roabă din lume. Așa nu s-a gândit la asta, s-au gândit în schimb alții.
alții. Și a fost omologată, dragilor, cea mai rapidă roabă din lume. Deci, în sensul ăsta, ne-am putea aștepta la o adevărată explozie în domeniul construcțiilor. Dar nu, surpriză! A fost construită doar pentru Cartea Recordurilor și nu pentru a revitaliza într-un fel ridicarea de clădiri. Deci, uite, asta este idealul de a avea atât de mult timp liber încât să faci așa ceva. Mie mi se pare că trebuie să ai timp mult, mult de tot să stea gândul să te la poți astfel de recorduri. Astfel de și să fii așa, să fii cu patos. Să... Sau ar trebui să lucrezi foarte mult cu roaba și să zici, băi, e atât de greu să o ridic, încât hai să găsim o soluție în așa fel, încât să o deplasăm mult mai ușor. Și dar nu cred că băiatul ăsta, eu nu-l văd pe băiatul ăsta să fi muncit o viață. Care o viață? Că avea 20 ceva de ani. Păi ce, poate a copilării la țară. 30 de ani, hai să zicem. Poate a copilării la țară, dragă, la el, la țară, acolo, în țara lui. Să se reîntoarcă la origini. Da, bineînțeles. Și-o fi zis... să bate niște recorduri, cred că și-a pus așa în ambiție. Sau poate unul dintre bunici s-a chinuit cu o roabă atât de mult. I-a povestit că nu era cu roaba, i-a povestea tată. Mă doare spatele, nu pot să mai ridic roaba asta, vino și ajută-mă tu. E, și atunci dragostea pentru roabă. Dragostea pentru bunic și după aia pentru roabă. Exact. I-a zis, da, să tataie, tătăiță, fac eu o roabă, de o să știe tot mapamondul. Auziți ce ne-a spus în cască colegul? Versiunea modernă a roabei lui Dumnezeu. Asta îți se potrivește. Ei, da. De ce spui asta, Meda? Păi ești așa foarte... Zen. Te duci în zona orientală, hindi, asta, diafană în zona franceză. Mi-am dat voie așa să ghicesc ce și spune, dar n-am nimic. Și zic tu zona românească. Nu, m-am răzgândit. Lasă, nu. Lasă, spune. Nu, nu spune. Cârcotea la dramasa rotundă. Zi, Meda, hai, spune. Nu mai contează, că deja s-a dus. Hai, lăsați-mă, gata. Dar hai să vorbim despre altcineva. Diana, ne spui și nouă despre un bărbat, despre un bărbat care singur. Este divorțat de curând și care poate oricând și-ar dori și el o nouă relație? Se poate să-și dorească, dar până atunci văd că se focusează mult pe partea lui artistică și profesională. Prezent la un eveniment monden, Cerebel ne-a spus că după divorțul de soția sa, Elena, pregătește mai multe melodii dedicate publicului. El se regăsește foarte mult în pasiunea sa pentru muzică. Vedem și noi mai multe detalii chiar acum. Se întâmplă iar ca cercetarea din mediul științific să vină în sprijinul sănătății și se produce iar o fuziune frumoasă între tehnologie, educație și sănătate. O avem alături de noi pe Raluca, care o să ne spună mai multe detalii despre cum s-a întâmplat ca acești micuți cu probleme de sănătate să fie ajutați de tehnologie, să evolueze, să se socializeze, să se educe mai frumos și mai practic. Și avem plăcerea să o avem din nou alături de noi la Munde Matinal pe Raluca Chișu, căreia îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră și spun bună dimineața, Raluca, mă bucur să te văd. Bună dimineața, bine ai venit alături dimineața, de noi. Bună dimineața, mă simt foarte bine la voi aici și de fiecare dată mă bucur că știrile noi apar la voi cam prima dată. Ce bine, ne bucurăm și noi să reauzim asta. Asta este foarte frumos, mai ales că acum într-adevăr este o știre, pentru că îmbinăm partea de tehnologie digital cu partea de terapie, ceea ce facem noi clasic în sălile de terapie deja de peste 14 ani, reușim acum să facem asistat și de VR, de roboței, de table interactive pentru copii, pentru că ne dorim ca cei mici să fie mai activi în procesul lor de recuperare. Iar din partea aceasta de sănătate, cred că sunt tot mai mulți medici, psihologi, terapeuți care vin să se implice și să vă ajute să faceți ca acest lucru să se întâmple. Este ceva nou și de fiecare dată când apare ceva nou, mai întâi trebuie să explicăm, trebuie să aducem necesitatea lui, atât în fața cadrelor medicale, dar pentru și în fața părinților, pentru că cumva aici este o bucurie și un lucru pe care trebuie să-l facem împreună. Roboții care sunt în sala de terapie, ei sunt acolo pentru motivarea copilului, pentru a-i da un nou obiectiv copilului în joaca în sala de terapie. Știm că de multe ori terapia poate să fie plictisitoare, poate să dureze foarte mult timp și atunci avem nevoie de o nouă mai dinamic, motivare. Mai creativ, da. Exact, despre asta e vorba. E vorba despre lucru activ, lucru dinamic, așa cum spuneai tu. Terapeutul este cel care coordonează toată această activitate, iar robotul, în cazul imaginilor pe care le și vedeți, robotul este cel care îmbie copilul să vină la terapie, la joaca terapeutică, așa cum îi spunem noi, care are foarte multe obiective medicale în spate. Și se subliniază totodată și incluziunea, care se produce mult mai
strategici, mult mai eficient decât în metodele tradiționale. Așa este. De multe ori spunem că digitalizarea și tehnologia ne îndepărtează de zona umană. E, în cazul acesta nu este așa, ci tehnologia este cea care apropie copilul de terapeut și îl face cumva să existe un nou mod de joacă, un nou... Noi tool-uri, noi medii, nu? Exact, un instrument pe care îl folosim în sala de terapie, în afară de mingea, boba, de spalier, de lucrurile pe care le știm toți. Și acum suntem în momentul în care ar trebui să descoperim și altceva. Fix pe această idee aș fi vrut să rămân și eu, Raluca, și anume cum se integrează, cum simt acești copii interacțiunea practic cu un robot, pentru că este ceva nou și pentru ei. Chiar că tehnologia evoluează extraordinar de repede și da, copiii sunt cei mai predispuși la această tehnologie. Cum reacționează ei? Așa este, copiii sunt deja copii de digitale ere, și părinților exact, digitali, nativ digital. Copiii sunt foarte surprinși, pentru că copiii cu care noi am făcut aceste exerciții deja în sala de terapie și este un program pe care îl facem împreună cu Shapes Robotics de o lună, copiii care au intrat deja erau în procese de terapie, ei deja cunoșteau stările de terapie. Ei, și în momentul în care au văzut această noutate, în care s-a stins lumina și am început să vedem niște alte luminițe, alte exerciții, copiii au fost atât de interesați încât am avut reale probleme de a-i convinge că ora de terapie s-a terminat și ne vedem data viitoare. Ți se pare că și progresul e mai rapid? Pentru și mai eficient, sunt poate. Uimiți, da, și e și mult mai practic și mai creativ. Ți se pare la nivelul ăsta cum sunt impactați copiii, că și evoluția este mai rapidă? Aici este un lucru pe care noi o să îl demonstrăm în an de zile. Este un proiect care va dura 3 ani de zile și pe acest lucru. Deci în spatele ceea ce se întâmplă în sala de terapie adunăm date, avem un proces de monitorizare a lor și vom face o statistică clar de evoluția copiilor, pentru că avem și noi experiența celor 20.000 de copii care au fost înainte acestor copii în sale de terapie. Ceea ce ne dorim acum pe termen scurt este să integrăm partea digitală în zona de motivare a copilului de a rămâne în terapie. Pentru că motivația copilului este foarte importantă și din motivația aceasta vin mai departe și rezultatele. Mă întreb totuși, Raluca, dacă copiii sunt în această era a tehnologiei, până la urmă, părinții lor de foarte multe ori nu sunt și poate sunt un pic mai reticenți. Cum se înțeleg ei cu ideea ca un robot, practic, și nu o ființă umană să-i ajute în procesul ăsta? Aici este rolul nostru, rolul terapeuților, al colegilor mei, de a explica că acești roboți nu sunt jucării și nu sunt acolo pentru a se pierde timpul, ci sunt acolo pentru a ajuta terapia. Și aici punem accent foarte mult pe comunicare, părinte, terapeut, și lăsăm părintele să intre în sala de terapie și explicăm exercițiile. Uite, facem exercițiul acesta, dăm ei drumul, da, la robot, copilul face efortul fizic sau se dezvoltă motor lucrând cu robotul. Asta, într-adevăr, este a convinge părintele, a convinge medicul care și el trebuie să sugereze zona aceasta. Eu spun că, așa, nu știu, ca un rezumat mare, cel mai important este comunicarea acum, da, și a face să se înțeleagă ce se întâmplă, de fapt, în sala de terapie digitalizată. Pentru că nu e un robot în care punem un copil și îl mișcă pasiv, ci e un robot dinamic, așa cum spune. Știu că eforturile voastre sunt demne de admirat și sunt eficiente fără doar și poate. Știu însă că e real numărul mare de copii și elevi, respectiv, cu dizabilități și că în prezent, cu capacitatea pe care o aveți la dispoziție, vă puteți ocupa încă de un număr micuț. Probabil că unul dintre scopuri este să maximizați, nu? Să extindeți, să fie tot mai mulți oameni care se implice, să puteți acorda sprijinul mai multor copii. Așa este. Scalarea este obligatorie, pentru că, să nu uităm, unul din 4 copii imediat după naștere are nevoie de terapie. Iar dacă vorbim de sistemul de școlar, undeva la 40.000 de copii care au anumite nevoi speciale sunt incluși în sistem de școală normal. Deci au nevoie de sprijin și de ajutor. Ceea ce facem noi este un prim pas. Avem nevoie de comunitate în primul rând și apoi de sprijin național, evident. Nu știu ce să mai spun. Sunt efectiv uluită, impresionată și bucuroasă că există oameni ca voi care vin și fac așa o fuziune frumoasă între tehnologie, educație, terapie. Puterea de decizie este clar și a părinților și e clar că voi faceți o muncă de convingere și pentru aceștia, dar că vedeți impactul
pozitiv în rândul micuților, că ei sunt ținta. Ei sunt ținta și acum, na, cu 14 ani, în spatele nostru, deja vedem bebeluși pe care i-am avut în sala de terapie, vedem deja elevi în școli, când mergem să vorbim despre asimetrii sau vorbim despre postură sau despre sport, odată. În al doilea rând, tot ceea ce înseamnă parte de recuperare pediatrică, rezultatul se vede în timp și aici este nevoie de foarte multă reziliență. Sunt convins și asta mă duce cu gândul la următoarea mea întrebare, la următoarea mea curiozitate, dacă vrei, Raluca, și anume, ai întâmpinat și piedici în astfel de proiecte. Nu știu, poate din partea sistemului medical, poate din alte puncte de vedere. Ca orice analiză SWOT, există și zona aia cu minus. Piedici există, da. Important este să nu te oprești în ele. Partea financiară este într-adevăr o piedică, pentru că știți, noi suntem un ONG care ne autosusținem. Dar toate celelalte, de discutat cu părinții, cu medicii, ele se rezolvă în momentul în care venim cu argumente clare, exemple din sălile de terapie și, bineînțeles, să știți că și voi sunteți un factor foarte important în a reduce aceste piedici, pentru că cu cât aduceți aceste vești mai mult în fața oamenilor, în fața publicului, cu atât ne familiarizăm cu ele și începem să le experimentăm. Și tocmai de aceea ne bucurăm foarte, foarte tare să putem să transmitem lumii că medicina evoluează foarte frumos și se îmbină extrem de armonios și cu partea tehnologică și cu roboți, iată. De ce nu și cu Kineto Bebe și îți mulțumim tare mult. Mulțumesc că ne-ai prezentat chiar foarte, foarte curând și cumva în exclusivitate acest nou proiect și apreciem foarte mult și te mai așteptăm cu tot dragul și pentru viitoarele tale. Cu mare drag, cu mare drag, întotdeauna alături de voi și da, să știi că veștile bune circulă repede, dar e bine să înceapă de la voi. Și îți mulțumim și ne bucurăm foarte tare că de aici încep și de aici și să se răspândească peste tot. Pentru un nou util și frumos. Îți mulțumim, Raluca, ai fost foarte excelentă și informația este fără doar și poate extrem de utilă. Cu mare mulțumim drag. Frumos. Noi mergem mai departe și vorbim despre noua senzație a cinematografiei românești. Diana Matei, ea vorbește în exclusivitate pentru Metropola TV despre un nou film ce va avea loc în curând. Vă spunem doar atât. Diana Matei nu va lua un simplu rol. Este foarte greu să susții o astfel de poziție. Ea se antrenează foarte mult, chiar și la nivel de sport. Vedem mai multe detalii chiar acum. Multă baftă pentru Diana. Pentru Diana Matei știm ce înseamnă un rol greu, un rol care necesită extrem de multă pregătire și fizică, știu. Da? Știu, da. Fizică, sport, da. Adică se duce de la profesia în sine de actor, adică trebuie să antrenezi pe toate laturile. Voi știți probabil cel mai bine, dragii mei, colegi actori. Ce rol ai jucat? Poftim? Ce rol ai jucat? Greu, un, greu. Un rol greu, greu, greu. În film mi s-a părut foarte greu. Gladiatorul. Am fost, nu chiar gladiator, am fost un soldat în armata rusă, într-un film de epocă care prezenta războiul Armatei Roșii. Și trebuia bolșevic. Să te treci prin tranșee? Da. Da. Și îți necesita foarte multe de condiție emoții, fizică. Cred că... Condiție fizică ca să nu pari că ești... Te chinui. Da, că te chinui. Ai lăsat pizza din mână și ei se chinuiau, dar aveau pregătirea astfel încât să nu pară că le este extraordinar de greu. Că sunt pregătiți să facă treaba asta. Mm-hmm. Și mai mult se simulează partea de frică. Cumva. Da, normal, asta da. Dar vorbeam strict de latura de exercițiu fizic. Mm-hmm. Foarte bine. Noi ne dorim foarte multe lucruri bune pentru ea și să sperăm să o vedem cât de curând în acest nou film. Să vedem și filmul. Îl așteptăm. Operă reușește să scoată. Îl așteptăm, abia să vedem cum este ea pusă în cea mai bună lumină. Absolut. Și până o să apară și filmul, puțin mai repede luăm noi o pauză scurtă, scurtă de publicitate, dragilor, dar revenim cu subiecte foarte frumoase și uite, vă și arunc un mic subiect pentru următorul nostru calup și după publicitate vorbim despre Napoli, vorbim despre călătorii și mai vorbim despre o limonadă foarte tradițională și clasică în Italia și mai ales în Napoli și vă zic doar atât, trebuie să îți desparți picioarele ca să o poți bea. O să aflați după pauză despre ce vorbesc. Hai, bună dimineața, dragilor! Am revenit la Monden Matinal. Hai, 1, 2, 3... Bună dimineața, dragilor!
Aia zic, oh, uite, așa, regizată, așa. 100% complet regizată, mai băgăm o fisă mai încolo. Nevoiești de dirijor. Păluni încolo mai băgăm niște fise. Până atunci am revenit la Monde Matinal și am promis acea știre, fix înainte de pauză, acea știre cu... Tot am ieșit pe gestica, așa, fac o gestica acum ca la stewardeze. Cu limonada. Da, o să o dăm un pic mai încolo, dar limonada aia pentru care trebuie să-ți desparți picioarele. Așa. Și mi se pare senzațional motivul pe care o să-l spunem un pic mai târziu. Da, dar până atunci hai să vorbim mai bine despre țânțarii ăștia care ne terorizează în perioada asta, că deja nu mai cu pot cu trompă mie. Lungă. I-am zis special. Zic, băi, dar n-am menționat meda, dar ce cu ea nu se simte bine? Așa mă fac impresie că ție îți place trompa lungă. Ai văzut? Am și-o strategiile mele. Strategii, dar, dacă vine vorba de trompă, Diana... Dar... Nu, că Diana știe și ne place, îi place Diana trompa lungă. E doar o joacă așa, nu? Foarte... E doar o joacă, nu? Așa foarte... O joacă trompa. O joacă stânga-dreapta. Uite ce primesc spate. Atunci când încerc să ridică starea de spirit a unui coleg. Bă, nu o să mai zic Mihai Bancol. De ce mă, că ce e rău să te joci cu trompa? Nu e rău. Poftiți. Și mai ales când vine vorba de țânțar, când vine... I-ai dat în trompă. Dacă nu mai pot. Vine știrea de... No, dăm voie că dacă o zice Meda, o să vorbați mai mult de trompă, cred că, decât păi de... Păi, dar nu, dar te rog, Bogdan, dă-ne că așa tu ești inițiatorul în trompe. Așa că o să vă zic eu despre țânțari și cum aceștia ne atacă, atenție, selectiv. Pentru că, țânțarii ăștia, mai ales aia cu trompă lungă, nu servesc orice hemoglobină așa la întâmplare, ci au și ei preferințe. Deci sunt țânțarii mult mai atrași de anumite persoane, de anumiți oameni decât de alții, vedem și noi chiar în materialul următor. Hai, am prins-o. Aoleu, ai omorât. Ia mai buze acum. Ai de mine. E acolo. L-am prins, dar aripi. Vezi că acum mai nou... E proteină? Da, e proteină și e proteină de aia bună, că acum se și mănâncă proteine. Ia la mama. Bun. E bună trompa. Da, oameni buni, trebuie să facem ceva. Și pentru... De ce? Și am fost de acord să mănânc pentru proteine. Pentru toată ziua e prânz, e branciul ăsta la mine. Stai un pic, mai stați un pic, că v-ați pripit așa toți deodată. Dar aripioarele alea nu sunt crunchy? Ba da, măi, sunt foarte așa, chiar suculente. Ia zi, e bun? Și așa spunea nu vrei Diana, și tu că sunt mai mulți țânțari. O pasionează ideea de rău veganism. Eu vreau o lăcustă. Dacă e rău vegan... Păi de ăsta a fost rău vegan. Hai mai prindeți câțiva și mâncăm prânzul din țânțari. Păi da, nu mai bine. Mai deschideți ușa aia să mai intre, vă rog frumos. Că îi facem masa pe toată săptămâna viitoare, îi facem primilu. Așa da, așa o spăți mai rar găsești pe la noi. Păi da, cum? Asta asiaticii, asta e resursa lor primă, pe asta o gătesc, o frig în toate felurile. Păi de-aia mă sunt așa mititei și sprinteni, că mănâncă dintre astea. Asta să le fie oare dieta. Da. Nu, că s-ar putea să-ți meargă bine, să știi, Diana. Da. Și uite, totuși, este mai mult decât o frunză. Vezi? Ca să nu fie ca la Drăgușanu. Ca să nu fie ca la Bianca Drăgușanu, să nu ajungă ambulanța pe aici. Și așa avem străduța asta un pic îngustă, eu nici nu știu cum intră. Așa este. Bine, trecem mai departe. Continuăm tot cu mondenitățile noastre și mergem să vorbim de Oana Lis. Chiar dacă nu este în cea mai bună perioadă a sa, Oana Lis și-a făcut totuși apariția la un eveniment monden și spune ea că mai avem totuși nevoie de frumos în viețile noastre. Ei bine, aflăm mai multe detalii chiar acum și ne spune chiar Oana cum se simte. Da, pe bune, că n-a depus pic de efort. Adevărul e că Oana n-a depus niciun pic de efort. Știu că tema de dress code era ceva metal, nu știu ce, nu? Da, Silver Light. Silver Light sau metal, mai era ceva și cu metal, care cred că e tot metal, aia. Ea a venit în violet. Ce treabă. E violetul metalic. Da, dar nu este silver, nu este... E violet. E violetul. E o salopetă violet. Dar noi suntem mulți care nu știm. Da, oricum, și asta și de la colegii noștri de la Monden Alert, pe care îi vede și astăzi de la ora 14, mulți n-au respectat dress code-ul. Eu m-am ținut de cuvânt, din cap până în picioare, m-am îmbrăcat în argintiu. Păi tu ești cu minte. Asta este o particularitate a ta, care ar trebui să nu mai fie chiar așa constantă. Poți să mai ieși un pic așa din tine. Deci la următorul eveniment, dacă zice ne îmbrăcăm în galben, tu te îmbraci în roșu.
Tu numai verde, să faci contra. Albastru, portocaliu, na. În toate culorile, în afară de galben. Ha, exercițiu de tupeu, de revoltă, da. De rebeliune. De revoltă. Eu nu ascult de nimeni. Și mai intri acolo și zici, da, era dress code? Era vreun dress code pentru evenimentul ăsta? Îi mai și sfidezi. Da, sfidezi. Spuneai ceva de vreo tematică? Nu știu, n-am auzit. Nu știu, că nu m-a interesat. Eu am fost invitată, nu m-am uitat ce scria pe invitația aia. Pam, 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 pam! Pam! Pac, ai aruncat microfonul, ai scăpat microfonul. Băi, e cald, voi nu simțiți că e cald? Uite, păi, de ce am zis de galben? Galben ne duce cu gândul la limonadă. Și dacă... Nu, simt nevoia de ceva să mă răcorească, zău. Dacă viața îți dă lămâi, ce faci? Fă limonadă. Faci limonadă. Faci o limonadă și pe care o bei așa, ca să nu te... Știi ce te apuci, mă, să arăți așa la oameni cum se desface picioarele la limonadă? Păi, dacă să nu te pătezi cu această limonadă super specifică. Hai, lasă, că doar napoletanii nu știu ei așa cum să facă treburile, trebuie să vii tu să le arăți. În Napoli a fost declarat orașul cu cea mai bună mâncare din lume, dar orașul mai ascunde și alte surprize, cum ar fi limonada picioare desfăcute. Știu, denumirea te duce cu gândul la altceva. Dar veți fi surprinși să aflați de ce se numește așa. Hai că am dat și bomba. De ce trebuie să stai cum am stat un pic mai devreme? Măi, stăteam și mă gândeam, zic, mi-a făcut de tare poftă și mă gândeam, zic, mă duc acasă și îmi fac și o limonadă dintre asta. Și eu tot așa o bei. Și, da, uite, n-ai auzit ce au spus, că vezi, doamne, numai lămâile de acolo funcționează? A, ce că să asta faci acum, trebuie să te duci până în Napoli. Că n-avem lămâi de alea de calitate, domne, trebuie să importăm din Italia lămâile. Nu, punem cu lămâile noastre un pic. Și apă minerală și poate cât de cât de apropii. Și un pic de bicarbonat de sodiu și să vezi cum începe să... Bicarbonatul la noi e bun, apa e bună, eu zic că merg și lămâile. Eu zic că încerc. Dacă e bună, vă zic și vouă. Dacă nu, ne aduci luni. E, păi, dar nu trebuie făcută pe loc, n-ai văzut că... Păi da, aducem lămâile aici luni. Hai să vedem, uite, luni. Da. Trebuie să ne luăm un plan de rezervă în cazul în care nu câștigă România cu Belgia și o să fim supărați. Trebuie să avem alte motive să ne facem o dispoziție un pic mai bună. Da, uite, așa că aducem niște lămâi și încercăm treaba asta în direct. Acum n-avem lămâile la noi, bicarbonat cu atât mai puțin. Încă o chestie, Bogdan. Tu ștergi după. Tu vii cu mopul. Ba da, eu ba vin da. Cu mopul. Pentru că ești un domn, ești un gentleman, nu ești orice. După ce își apropie picioarele. După ce își apropie picioarele, după ce ingerează. Nu o să pun pe mine toată. Păi și nu o să vină înapoi cu nas. N-ai și arătat mai devreme, da. Ea mai crăcănează no, totodată. Tehnica este, știu. Tehnica am înțeles-o. Da, măi, să vedem dacă ne mai iese și limonada. Ne iese, cum să nu ne iasă. Și dacă tot am vorbit de limonadă, limonada se bea la evenimente mondene, bineînțeles, și vorbim și de personalități mondene, și anume Denis și Cristina Ștefan. Aceștia sunt un cuplu extrem de fericit și de discret. Prezenți și ei la un eveniment monden unde probabil s-a băut limonadă. Cei doi ne-au spus care este secretul care ține mereu flacăra aprinsă în relația lor. Haideți să vedem și noi imaginile. Uite ce frumos s-au prezentat. Dar uite că nici ea n-a ținut de codul de vestimentar. De dresco, da, aparent mult. I-am văzut la eveniment și chiar am observat rochiei superbă. N-avem nimic de zis, nu, dar nu era silver. Nu era gintie deloc. Era metalic, și a nimic. Sfidat un pic. Era bine de tot. Și să știi că au mai fost vedete și îmbrăcate negru. Au mai fost. Ia exemplu, Diana. Ia exemplu. Ia curaj, sfidează-i. A avut accente de silver, a avut o poșetă argintie. Da, hai să spunem, cumva că a avut o sanda argintie, metalică, așa, de să zicem că, uite, nu am sfidat. Da. Uite, eu mă gândeam că nu am putut participa la acest eveniment, din păcate, dar cred că nici eu n-aș fi depus foarte mult efort. Păi în cazul așa, în care. Spune-i, poate asta o, nu e argintiu. O eșarfă ceva sau argintiu, trebuia ceva să ai argintiu. Ceva un metalic, argintiu, silver, mă rog, până la urmă. Nu trebuia să fii full. Un lănțișor care să fi văzut. Puneam... Îți vopseai o șuviță argintie, niște cercei. Urmează no, acum, dacă... se face blond și venim noi și cu spray-ul argintiu și îl dăm. Păi nu, trebuie să merg la un eveniment cu tematică auriu. O să vină, blondul ăla care va fi. În vara asta, sigur, se va anunța ceva pe metalic nebun, ca să poți să iei și tu parte, să-ți faci eu felul. Presimte colega. Presimte colega, nu presimte, colega știe. Colega știe că îi prezentă la toate. Și cu mințică se duce, respectă fiecare... Azi, viața mea evenimente. Ora de începere, ora de plecare și dress code-ul. Da. Se mănâncă la, se mănâncă acolo, se la evenimente? Da, chiar ce-ai mâncat, dragă, la eveniment? Ia zi, n-au avut mai șampanie.
Măi, ce-i drept, s-a mers mult pe băuturi, pe cocktailuri, pe ca vine. De fiecare dată, te duci să te alcoolizezi. Te duci să socializezi și să nu să te alcoolizezi. Nu să te alcoolizezi, nu să socializezi. Să ceva bun, să vorbești la un pahar, să... Măi, să știi că să ai la un pahar de vorbă. Eu la astfel de evenimente am văzut și vedete consacrate, care se clătineau așa pe picioare, de la prea mult alcohol. Am crezut că zici că și-arug mâncarea de acasă. Cum ar fi să facă picnic acolo, că amărâția de la revistă? Că nu ne-au dat nimic ăștia de la revistă, așa că... Oricum și dacă te răsfață, am adus noi. Trebuie să nu mergi pe fast, mai degrabă pe slow și să-ți alegi bine mâncarea, pentru că poate să fie irecuperabilă situația. Adică odată ce te îmbolnăvești, nu prea mai ai ce să faci dacă mănânci așa mult fast food. Depinde, poți să-ți revii datorită unui doctor, dar hai zi-ne tu mai multe. Cum ne influențează sănătatea o dietă bazată pe mâncarea fast food? Ei bine, noi studii scot la iveală probleme de durată și irecuperabile ce pot surveni în viața noastră dacă suntem adepții unui stil de viață nesănătos. Fiți sinceri, scumpii mei colegi. Gata, să fiu sincer. Ce alegeți? Un burger apetisant cu niște cartofi prăjiți? Mă, mi-a lăsat sau... gura apă. Deja mi-a lăsat gura apă. Și mie, cu toate dietele mele. Sau o frunză de salată, așa, cu un dressing ușor de... Lămâie. Hai măcar. Nu, de lămâie, mai rău. Hai, cu lămâie. Un pic de lămâie, un strop de lămâie pe frunză. Nu, ca lumea, să dai ca lumea, ca să fie alcalină, să lase, să dea afară tot. Păi ce ar fi și mai bine, că cu lămâia aia mai iei, gustul de salată e prost. Gustul de salată goală, hai să fim sinceri, nu e plăcut, nu-ți alină papilele gustative, cu absolut nimic. Nu știi tu cu ce să o asortezi, ce păi să nu mă, salată, mănânci gustul, goală, nu, așa, atenție, mănânci. Gustul de salată. Asta sună achin deja ce ziceți voi. Ascultă-mă, aici. Gustul de salată goală, da. E groaznic. Da. Hai să fim sinceri, nu cred că există persoană care ia o frunză goală de salată, o bagă în gură. Ce aromă, ce... Combinată cu ceva, nume clar e bun. Aici chiar nu pot să țin partea. De-aia zic că dacă adaugi un dressing, niște lămâie, niște orice, da, o faci mai bună, pentru că asta încercăm să le facem, să facem mâncarea aia sănătoasă, mai gustoasă, pentru că nu e gustoasă. Păi și zi-mi aici de carne, dacă n-ai condimenta-o, n-ai prepara-o, la fel de neplăcut ar fi. Tot e că are un gust. Dacă intrăm pe tărâmul, e un tărâm foarte... Presimt că o să pierd, așa că nu m-aș avânta cu gladiatorii din voi. Nu, nu, sunt foarte mulți oameni care mănâncă carne și nu vreau să mă bag în această... polemică. Ah, nu, și eu nu, ca sunt ușa de biserică, dragă. Mănânc și eu, dar nu orice. Tu. Am spus, am mai declarat de-a lungul timpului că nu mănânc animale care nasc pui vii. Așa că iată. Păi dar, ce animale nu nasc pui vii? Aoleo, adică, Bogdan, băi. Ce animale? Zi un animal. Păsările, toți. Și peștile, ăla care merge prin apă. Ah, nu nasc pui vii, dar dacă iese din ou, n-avem o problemă. Aoleo, Bogdan, bine, hai să revenim la oile noastre. Da. Și să vorbim, dacă tot am vorbit despre mâncare și despre papile gustative, zic să vorbim și despre destinații turistice, nu? Valea Loarei este vestită pentru zecile de castele care se întind pe firul fluviului. Dar să știți că avem și noi așa ceva, ceva similar. În Transilvania sunt încă în picioare 150 de biserici fortificate, tot un fel de castele până la urmă. Vă prezentăm câteva dintre ele cu îndemnul Vizitați România. Un ultim mesaj, într-adevăr, exact cum a spus și mi-a dat un pic mai devreme, să vizităm și România. Cred că da, ne place, mai ales celor care călătoresc des, ne place să vizităm toată lumea și să vedem cât mai multe, dar să nu uităm cât de frumoasă este și țara noastră. Punct. Este cea mai frumoasă. Așa este, punct. Punct. Acestea fiind spuse, mergem cu entuziasm către noii noștri invitați. Rămâneți alături de noi după scurta pauză ce urmează. Dragilor, am revenit la Mondel Matinal și este acel moment din zi în care vă facem invitații la evenimente frumoase, cum ar fi, de ce nu, concerte și nu orice concert, un concert într-un spațiu intim, culmea, pentru că așa se leagă lucrurile, mai ales aici la noi, un concert într-un spațiu intim despre care am vorbit chiar ieri și anume la Casa Kerim, despre care am discutat ieri. Astăzi vorbim despre unul din proiectele de acolo, mai exact un concert acustic. Rămâneți alături de noi! Și
Și mă bucur foarte tare să o revăd pe Claudia Cioban. Bună dimineața! Bună dimineața! Abia aștept, mă bucur foarte tare că ești din nou aici la Monde Matinal cu ceva schimbări de când ai venit ultima dată. Asta ne-ai și spus pe pauza publicitară. S-au schimbat niște lucruri, uite, acum stăm pe canapea și stăm de vorbă și cu alți oameni. Îmi pare bine să vă cunosc. Mă simt tot tipul bine aici la voi. Și nu asta de este de bine. Da. Te mai așteptăm. Uite, vedeți, am creat un pattern bun. Da. Urmează să ai un concert și încă unul foarte important. De data asta vin cu un concert de piese proprii, da. Mi-am mai cântat piesele în diverse locuri, dar Casa Kerim e foarte dragă inimii mele, că acolo am început în martie să-mi cânt piesele din nou, m-am apucat din nou să scriu și acolo am găsit un loc propice, să am un concert intim, plin de prieteni și acum o să cânt din nou la Hart, de data asta cu Victor Ion, un coleg și un prieten bun, cântăm piese de ale mele refăcute cu el, dar și piese de ale lui, ceea ce o să fie foarte drăguț, că sunt și compozițiile lui și ale mele. Mai citim și poezie, mai bem o limonadă, fetele de la Casa Harte, la Kerim, sunt super drăguțe și de fiecare dată te fac să te simți acasă. Da, probabil că au vorbit ele mai mult. Exact, a vorbit Natalia despre fix asta, Kerim. Fix cu asta am început pe Natalia, da? Am avut o invitată chiar acolo în locul tău, chiar ieri, și ne-a povestit despre atmosfera minunată care are loc la Hart și în Casa Kerim. Și de-aia voiam să te întreb cum rezonezi tu fix cu această idee de intimitate, dacă vrei. Știm toți că nu încap mai mult de 30-40 maxim, cred, de persoane în Casa Kerim, iar atmosfera este foarte intimă și foarte aproape de publicul tău. Mie îmi place să fie oamenii foarte aproape. Câteodată mi se întâmplă să mă așez cu chitara, că e foarte plug and play treaba asta, să te duci în fața oamenilor, să-ți iei chitara, cânti oricum, că ești amplificat, că nu. Și mi s-a întâmplat să-mi zică cineva, vrei să mă dau mai departe? Nu, îmi place să fie cât mai multă lume, cât mai aproape. Cumva nu se mai creează distanța aia de gând. Oare cum se uită la mine? Trebuie să fie drăguț, trebuie să se uite drăguț. Oamenii sunt un pic, dacă ești foarte aproape, nu poți să fii. Glumesc. Că se vede. Cred că energia se transmite mai mult. Bineînțeles, și la scenă mare, energia se transmite și dacă ești, nu știu, pe un stadion, în definitiv, că noi rezonăm cu, ne conectăm la un nivel profund cu ce simte cel de pe scenă, indiferent de cum ar fi. Doar că în afară de concert și de ideea asta de, uite, vin și vă spun niște povești prin muzică, poezie și așa, e foarte plăcut acolo că discutăm înainte, la o cafea și după, despre tot felul de, despre teatru, despre poezie, vin oameni din toate domeniile creative și atunci se mai leagă prietenii, ne mai vin idei de proiecte, ne mai vin idei de colaborări și asta e foarte special acolo la Hart. Ca să înțeleg, tu cânti muzică de stare, dar ai și îi atragi foarte mult pe oameni să stea cât mai aproape de tine. Ca să poți să ai o reacție cumva, să ajungă cât mai aproape de sufletul lor și de inima lor și să transmiți tot ceea ce cânti, așa-i? Da, eu fac și niște experimente, pot să zic, când mai scriu câte o piesă nouă, mă bucur să am câte un concert din ăsta intim, mai ales să-mi chem vreo 2-3 prieteni care își permit să-mi spună, bă, e prost ce ai scris, hai... Mai lucrează acolo, mai lucrează acolo. Și s-a întâmplat? Sunt ok. Eu cer tot timpul feedback. Sunt ok cu critica. Mi se pare că atâta timp cât vine cu bucurie, e constructivă. Și da, mi se întâmplă. Uite, să întreb. Mă, te-a scos din film versul ăla? E cuvântul ăsta? Mi se pare că e un pic... Da, mă, poate un pic cam mult. Și mi s-a întâmplat să îmi spună oameni diferiți, păreri diferite pe versuri diferite. Și asta mi se pare super interesant, că fiecare... simte altfel și vede, da, că, vede da. Povestea altfel. Și mi se părea fain că unii vedeau așa, alții vedeau așa, ce se păstra, se păstrau lucrurile cu care erau de acord cu toții, cumva. Și îmi place să-i întreb. Ce direcție vei lua cu ocazia acestui concert? Care vor fi temele sau subiectele pe care le vei aborda? Ce vrei să transmiți prin concertul tău oamenilor care vor veni să te asculte? Fiecare piesă are așa câte o poveste. Sunt lucruri pe care le-am simțit, le-am trăit și le-am pus în versuri. Pentru că scriu și poezie, cumva
Unele dintre ele sunt mai poetice și mai greu de asimilat, ca să spun așa. Altele sunt mai simpluțe și mai catchy, maybe. Cu care simți că ai mai mult succes, Claudia? Nu știu. Cred că cu alea mai catchy, dar și mie îmi plac cumva mai mult. Adică trebuie să ai un evergreen al tău. Adică trebuie să existe o piesă cu care oamenii să vină și zică, băi, de-abia aștept să cânte piesa respectivă. Sper să se formeze, dar... De altfel, deci este în facere. Dar e una pe care oamenii o cer după ce termin concertele, se cheamă Greșeală. Păi ca noi toți facem greșeli în viață și tocmai probabil de aceea rezonăm cu piesa ta. Exact, exact. Și despre cum greșim. Și probabil că oamenii, rezonează cu treaba asta. Da, uite, interesant, greșești în viață, greșești în dragoste, presupun că are și... Mai greșești câte un acord câteodată. Da, și la nivel de interpretare. Dar nimeni nu artistică. Se prinde. Chiar dacă se prindă, obișnuiam să fiu perfecționistă, nu sunt o chitaristă bună. Cânt cât să mă acompaniez și să zic o poveste cu cele, nu știu, puține acorduri pe care le știu. Și mi-era teamă să mai ies cu chitara. Am cântam la chitară prin facultate, prin liceu, de ceva vreme nu mai cântasem deloc. Și a venit o prietenă și mi-a zis, hai mă, pune una pe chitară, că... Și greșesc câteodată, nu e ce-mi place mie, nu e ce aud. Dar m-am obișnuit să fiu îngăduitoare, așa, chiar dacă greșesc, păi da, pentru că textul este bun, versul este bun, povestea este extraordinară și tocmai de aceea. Nu se prinde lumea, important este povestea, să mergem mai departe cu ea. Nu știu cât de bun, dar știu că vine din, eu am trăit asta și vreau să vă spun povestea asta. M-aș bucura să rezonați cu ea, fie că rezonați, fie că nu, am de spus lucrul ăsta. Și dacă... se întâmplă să fiu ascultată și să mi se, nu știu, să deschid acolo niște răni, niște bucurii, niște experiențe. Să-i fac pe oameni să se gândească un pic la ei, eu sunt super fericită. Cred că e un act de generozitate. Așa. Ce te definește pe tine ca artist în timp ce povestești? Cred că e tocmai naturaleța, transparența ta cu care spui lucrurile și te aștepți, prin urmare, poate să te regăsească oamenii în ceea ce tu exprimi. Am început să scriu foarte sincer și mi-a fost foarte frică de asta. Merg la niște cursuri de poezie pe care le recomand cu tot dragul. Se numesc Morning Poets, pentru cei care au pasiuni în direcția asta. Morning Poets organizate de Rev de Pop. Și acolo, odată la două săptămâni, vine câte un poet și îți citește poezia și îți dă câte un feedback. Asta m-a pus cumva în fața foii și m-a pus în fața foii să fiu onestă sau nu cu ceea ce scriu și cu ceea ce cânt. Și mi-a fost greu pentru că în momentul în care scriam, mă întrebam cum o să mă vadă mai ales oamenii din jur, familia, prieteni. Până am devenit destul de transparentă și sinceră și se simte mult mai bine. Și cred că așa trebuie să fim în definitiv, ca artiști, ca poeți, ca muzicieni, ca pictori, ca orice, să spunem ceea ce simțim, indiferent de felul în care ne văd oamenii, ne percep sau ne judecă. Că nu poți să placi. Asta este. Sunt curioasă, genul pe care îl cânti tu este o combinație de jazz cu puțin folk? Aș putea să zic și așa. E un indie. Am și piese care merg spre reggae. Am piese care sunt mai jazzy, într-adevăr. Deci ești foarte versatilă. Da, nu pot să zic că e un gen anume. O să devină el la un moment dat. Sper să se adune așa niște energii și niște oameni frumoși și talentați, că am noroc de ei. Doamne, sunt ajută. Recunoscătoare și foarte... Ăsta e un noroc al meu. Adun oameni în jurul meu, faini, cu energie bună, care vor să facem lucruri frumoase împreună și să se definească mai mult ca stil, ca mesaj și ca muzică. Și sunt mulțumesc. Convins că pe 22 iunie vei avea o casă Kerim plină alături de tine și foarte aproape de vă tine. Vă aștept și pe voi. Tare m-aș bucura să veniți. Ne păstrezi 3 locuri? Vă păstrez 3 locuri. Atunci venim în susținere alături de tine. Pe Victor Ion. Îți mulțumim tare mult și pentru prezență și pentru invitație. Noi și toată lumea care a văzut această discuție, Claudia. Mulțumesc și eu. Mergem și noi mai departe, dragilor, și după un concert eu am sugerat să vorbim și despre vacanțe, pentru că, este iunie și este sezonul vacanțelor și al concediilor. Dacă multe vedete și-au pregătit deja bagajele, pentru alții vacanța va suferi amânări. Haideți să vedem ce planuri și-au făcut vedetele pentru această vară.
Și pentru că este momentul când vorbim de tot felul de evenimente frumoase ce se întâmplă în orașul nostru, ei, vă amintim că la Art Safari vom avea parte de un târg de adopții de căței. Acești 10 căței care vor fi prezenți acolo sunt microcipați, deparazitați intern, extern. Totul de-a gata, doar să veniți să vă bucurați de ei și poate să-i și adoptați. O avem alături de noi pe Andreea Lupoaie, care este cea care reprezintă asociația ASPA și ne va spune mai multe despre cum putem adopta acest căței. Bună dimineața! Bine ai venit, bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! Este un eveniment unic, un eveniment la care ne vom întâlni cu căței din adăposturile noastre, ASPA Bragadiru și ASPA Mihăilești, printre adevărate capodopere de artă, și ținem pe această cale să le mulțumim celor de la Art Safari pentru colaborare, pentru implicare și pentru promovarea cățeilor din adăposturi. Spune-ne mai multe despre acești 10 căței. Ei sunt deja microcipați, deparazitați intern-extern, vaccinați. Deci, ca să înțeleg, sunt gata de luat acasă. La cheie, sigur că da, am zice doar locuințe, la cheie pregătiți. Sigur că da, vor fi 15 cățeluși. Deci nu 10, 15. 15, da, okay, cu vârste cuprinse. Ok, ați mai mulțit. Noi avem foarte mulți căței, din păcate, da, pe care îi promovăm pentru adopție. De data aceasta vom fi prezenți cu 15 norocoși, ca să spun așa, cu vârste cuprinse între 2 luni și 7 ani, deci avem și puiuți și adulți, tarii diferite, vârste diferite, culori diferite, toți fiind foarte sociabili și, așa cum ați spus și dumneavoastră, cu toate procedurile legale îndeplinite. Vaccinați, microcipați, deparazitați și, evident, în cazul adulților, și sterilizați. Cât de greu este să se poată adopta un cățel? Un cățel este o responsabilitate pe viață, de aceea nu trebuie să ne lăsăm purtați de vals. Da, ei sunt foarte drăguți, sunt foarte deosebiți, mai ales când vine vorba de puiuți, toată lumea e fascinată. Dar trebuie să ne gândim că este o responsabilitate, așa cum spuneam, pe următorii 10-15 ani. Trebuie Dacă să ne nu gândim mai mult. Exact. Trebuie să ne gândim la absolut toate scenariile, când plecăm în vacanță, ce facem cu cățelul. Bine, acum sunt foarte multe locații pet friendly și asta n-ar fi un impediment. Dar în cazul unor puiuți, aceștia fac diverse prostioare, rod, nu știu, să meargă în les, etc. De aceea e bine să avem foarte multă răbdare și să ne gândim foarte, foarte bine înainte de a adopta. Într-adevăr, ne aduce foarte multă bucurie, ne schimbă viața în bine și adoptând salvăm o viață, le dăm șansa unui nou început și ne dorim cât mai multă lume să adopte. Și totuși, tocmai din cauza faptului că este așa o responsabilitate, există oare un criteriu de selecție al vostru și pentru posibilii stăpâni? Sigur că da. Pe lângă documentele necesare pe care le solicităm în momentul adopției, și aici chiar da, vreau să le menționez, dovadă spațiu, dovadă venit și buletin, deci nu dăm căței pentru a scăpa de ei, nu ne dorim lucrul acesta, facem adopții responsabile, discutăm. E foarte important ca cei care adoptă să vină să interacționeze cu cățelul, să se stabilească acea chimie. De asemenea, colegii noștri îi și consiliază pe cei care vin să adopte pentru a vedea dacă sunt potriviți cu persoana respectivă. Pentru că de multe ori vin persoane țintite pe pui. După ce discutăm și le explicăm, ei își dau seama că, de fapt, nu pot îngriji un pui, prin urmare, adoptă un adult. De asta zic, trebuie să dăm șanse absolut tuturor, să nu plecăm pe premisa că, gata, mă duc să-l iau pe acela, că e alb, e creț, e pufos, e drăguț. Nu, de multe ori, un cățel negru, un cățel senior, iubește la fel de mult ca orice alt cățel. Și e bine să le dăm și lor o șansă, pentru că, din păcate, oamenii sunt destul de reticienți în privința acestora. Și poate să facă parte din familia noastră oricând și să ne îmbucure ziua ori de câte ori e să ne. Sigur că da, ne dau o adevărată lecție de viață. Noi avem și pe paginile noastre de socializare ASPA București diverse testimoniale ale persoanele care au adoptat. Și ne bucurăm tare mult și ținem legătura cu adoptatorii și chiar avem o comunitate foarte, foarte frumoasă. Spune-ne mai multe despre acești 15 cățeluși. Cum sunt ei? Ce culori sunt? Cât de mari sunt? Avem cățeluși de talie mică, avem căței de talie medie, sunt diverse culori, avem și albi și, nu știu, cenușii, gri, maro. Am încercat să luăm
tocmai pentru a le da șanse tuturor să luăm din fiecare model, ca să zic așa, pentru că oricum căței metișii sunt unici. Nu o să vedem niciodată doi căței la fel. De asta îi face cu atât mai mult să fie speciali și să fie unici. Și vârstele, așa cum am spus, sunt diferite. Avem masculi, femele. Și atunci e imposibil să vină cineva și să nu plece cu un prieten patruped, așa cum doar a visat. Am o curiozitate. Care este cel mai mare cățeluș pe care o să-l aveți acum? Am luat la acest eveniment și nu numai, dar la acesta va fi prezent un cățeluș senior, să-l numim așa, pentru că am plinit 7 anișori. Păi nu e mare, e mititel. Încă e un copilaș. E foarte simpatic, e foarte, foarte blând și tare ne-am dorit să-și găsească și el o familie responsabilă, pentru că merită, la fel ca și puiuții, să aibă șansa lui. Andreea, da. Mă întrebam, după acea consiliere inițială, țineți legătura cu persoanele care adoptă? Verificați într-un fel sau altul că pe parcurs ei sunt în continuare niște stăpâni demni, da, și responsabili, să aibă grijă de căței, vin și ei către voi să vă mai întrebe cum să se descurce, că până sigur la urmă da. Poți să subestimezi, chiar dacă ai approval-ul dat, poți să subestimezi și să te găsești pe parcurs surprins că nu e atât de simplu pe cât te așteptai. Sigur că da. Noi le povestim, așa cum spuneam, le dăm toate scenariile de dinainte. Însă, evident, când ești pus în fața faptului împlinit, mai apar diverse situații și mai ales în cazul persoanelor care nu au avut niciodată căței, pentru că e diferit să ai un cățel față de o pisică, apar evident diverse situații. De aceea noi le lăsăm telefoane de contact pentru a ne suna indiferent de oră, de zi, pentru a le da informații. De asemenea, colegii noștri la o anumită perioadă sună, întreabă cum s-au adaptat, dacă există alte animale, adică avem un feedback din partea lor pe care îl și centralizăm cu această ocazie ca să revenim de fiecare dată. Și am o întrebare acum spre final. S-a întâmplat vreodată să vi se întoarcă vreun cățeluș înapoi? Statisticile spun că da, dar sunt foarte, foarte puține foarte cazuri. Puține cazuri. Foarte puține, da, foarte și asta puține. Asta ne bucură foarte mult pentru că cățeleșul și-au găsit în sfârșit familia potrivită. Exact. Și pentru persoanele care nu pot veni sâmbătă la eveniment, la târgul de adopții, menționez că aceștia pot veni și în adăpost să adopte. Aspa Bragadiru, Aspa Mihăilești. Programul este de marți până sâmbătă, în intervalul orar 10-16 și vă așteptăm pentru că sunt foarte mulți căței și merită și ei să aibă o șansă. Excelent, cu siguranță. Și-ți mulțumim tare mult. Fix pentru acest ultim gând că toți căței merită o familie și merită șansa de a fi iubiți de către o familie. Mulțumesc, mulțumim tare mult, Alexandru. Mulțumim frumos. Mulțumim. Da, Andreea, pardon. Andreea, iartă-mă pentru prezența ta. Dragilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că este vineri. Am început cu asta și este vineri și am încheiat o săptămână de Modern Matinal împreună. Vă mulțumim tare mult că sunteți alături de noi în fiecare dimineață. Nu uitați că luni urmează să ne întâlnim din nou cu tot felul de știri extraordinare și să vorbim despre meciul care se va întâmpla mâine și Doamne ajută să ne calificăm. Și hai România! Hai România! Hai România! Noi luni nu avem vacanță, dragilor, suntem vom aici. Vom fi aici cu voi, vă așteptăm. Vă pupăm! Weekend frumos!